cea mai plictisitoare zi din lume. Și acum ce? Ce frumoase sunt! Oare? Ah, mami, voiam doar să-ți spun că te iubesc. Oh, ce băiat dulce ești! Da, s-o facem! Woohoo! Vin! Frate, sunt distruse! Mamă, am ceva pentru tine, pentru că însemni atât de mult pentru mine. Oh, wow! Doar pentru tine, ca să-ți arăt că-mi pasă, pe curând! Acum m-am pricopsit cu mizeriile astea. Stai! Poate merge să fac ceva cu astea. Oh, da! Ai un recipient vechi din carton? Întoarce-l invers și pune deasupra un pahar de vin cu susul în jos. Apoi pune flori pe marginea lui. Folosește orice culoare vrei. Apoi toarnă niște rășină lichidă în zona aia. Asigură-te că se umple până sus. Nu-ți face griji, poate să acopere florile. Apoi așteaptă să se întărească. Acum scoate paharul și o să rămâi cu această brățară superbă. Chiar e unică! Poți să faci mai multe! Mamă, îți plac șerpii? Nu sunt real, calmează-te! Nu mai am loc să desenez. Stai, mi-am folosit-o de foile? Oh, nu, nu mai pot să desenez. Mama! Ești ok, scumpo? Am rămas fără foi. Stai liniștită, privește! O să dau cu fierul de călcat pe foaie și cerneala o să dispară. Wow, vrăjitorie! Acum pot să desenez. Mersi, mamă! Nici o problemă, scumpo! Haide, desenează ceva frumos! Uită-te la păpușa mea, mami! E drăguță, draga mea! M-am plictisit acum! O să mă joc cu ursulețul ăsta, în schimb! Of, m-am săturat și de el! Vrum, vrum! Oh, vreau jucării noi! Ce se întâmplă? Șt, mami, urăște zgomotele! Nu ai un buton de oprire sau ceva de genul? Bine, ia cheile de la mașină! E ok, du-te! Mă gândeam eu că o să meargă! O să fie atât de distractiv! Wow! E atât de lucioasă! Și e doar a mea! Nici măcar nu am carnet! Puneți-vă centura, o să mergem cu viteză! Siguranța contează! Să o facem! Vroom! Wow, sunt cea mai bună șoferiță din lume! Titit, dați-vă din calea mea! Titit! Wow! Bună! Ia uite ce mașină am eu! E uimitoare! Ești ok, scumpo? Ah, ok! Am înțeles! Ce mașină elegantă! Aș fi vrut să am o astfel de mașină. De-aș fi putut face ceva. Ha? Ce-i aia? E o mașinuță de jucărie? Cred că e ziua mea norocoasă. Pot să-i dau lui Annie? Dar trebuie să o conducă pe undeva. Știu ce să fac. Pune un tricou alb pe o suprafață plană. Folosește o carioca neagră ca să desenezi o linie curbată. Fă asta pe tot tricoul. Desenează o a doua linie creând un drum. Acum desenează marcajele de pe drum. După aceea începe să colorezi drumul. Vei să ocolești marcajele de pe drum? După ce ai terminat, ar trebui să obții așa ceva. E timpul să pornești motorul! Hei, Annie! Am ceva pentru tine! Dar asta nu e tot! Wow! Un drum! E uimitor! Vrum, vrum! E ca un mic masaj! E grozav, mamă! Asta e cea mai rapidă mașină din lume! Ia uite! Huh? Ups! E ok, scumpo! E doar o mică durere de spate! Ce-i aia? Totuși e noapte! Chiar trebuie să fie atât de luminoasă! Ah, te-am trezit? Ce nervant! Ok, înapoi la somn! Gata, trebuie să rezolv problema asta. Ha? Ce faci? E miezul nopții.
Alo, am nevoie de ajutorul tău. M-ai chemat? Am nevoie de draperii. Minunat! Am niște monstre superbe aici. Îmi place aia. Ok, o să fac niște măsurători. E timpul să trec la treabă. Nu o să dureze mult. Bun. Sunt atât de obosită. Hei, ai grijă! Gata! Ce zici? Bravo! Îl meriți! Doar atât? Foarte amuzant! Mă rog, poftim! Cu plăcere! Cu plăcere! Nene! Acum pot să dorm! Mai vedem noi! Wow, ce draperii bune! Ah, salutare! O nouă victimă! Oh, serios? Încercam să dorm! Oh, uite ce draperii! Ce idee bună! Dar nu am nimic atât de stilat! Ce mă fac? Aș putea folosi păturica asta! O să întind păturica pe o suprafață plană. Apoi o să îndoi o margine. O să continui să o îndoi. Și o să suprapun straturile. Ok, o să o prind în mijloc. Trebuie să fac o gaură în material. Oh, ce drăguț! Acum trebuie să o leg. O să bag asta prin gaură. Și o să o apuc pe partea cealaltă. Apoi o să desfac materialul. Cred că e gata, jaluzeaua. Hai să o atârnăm. Ar trebui să împiedice lumina să intre. Stai! Hei, nu e corect. Bună dimineața. Wow, super! Ce cool arăt! Stă bine cu tatuaje. Ce cană bună de ceai. Ce-ai făcut? Bună, mamă, ce părere ai? Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! Mamă? Hei, trezește-te! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Uită-te la tine! Arăți de parcă te-ar fi mâscălit cineva! Arăți ridicol! Sunt atât de nervoasă pe tine acum! Gata, vii cu mine! Haide! Termină, mamă! Cine ți-a făcut asta? Deci? E atât de jenant! Bine, fata de acolo! Cine? Ea? Arată grozav! Trebuie să am o discuție cu ea! Să mergem! Dar, mamă! Ia loc! Bună! Cu ce vă pot ajuta? Presupun că asta-i opera ta! Ce se întâmplă? Uită-te la fetița mea! Tu ai făcut asta! Arată îngrozitor! Mie-mi place! Așa se poartă mereu? Nici măcar nu sunt atât de reușite! Sunt niște mâzgălituri! Ce ai de gând să faci? Mă doare capul din cauza ta! Șt! Taci din gură! Nu e mare lucru! Sunt abzibilduri, vezi? Poți să iei câteva? Poftim? Abzibilduri? Nu înțeleg! Adică nu sunt adevărate? Vai, mă simt prost acum! Îmi pare rău! Probabil că mă crezi nebună! Da, dar e ok! De știi cât de des se întâmplă asta? De ce nu mi-ai spus nimic? Am încercat! Nu m-ai ascultat! Am terminat aici? Tot trebuie să scăpăm de ele! Nici o problemă! Îți trebuie niște bandă adezivă! Serios? Cum? Pune banda adezivă peste abzibild, apoi aplic o presiune ușoară. Acum dezlipește încetişor banda adezivă. Tatuajul dispare imediat. E super simplu! Astea sunt toate! Ce ușurare! Mi-e dur de ele! Niciodată nu am chestii frumoase! Hai să mergem acasă! Auleu, n-aș suporta să locuiesc cu ea! Stai! Nu, nu se poate! Fix la cine nu te aștepta! Wow, tare ciudat! Cu ce să mă îmbrac? Uite ce de farturi! Pot să mă dau cu ele, mami? Te rog! Ok, dar să nu faci mizerie! Nu prea mi-e nimic! Stai! Ce-a zis? Nu te mai zvârcoli! Încetează! L-am făcut pe tati frumos! Bună, scumpo! Nu e ok! Deși îți scoate ochii în evidență! Am timp, mamă! Dar ai nevoie de o geacă! Mamă, nu mai sunt copil! Doar nu vrei să răcești? Și o să arăți drăguț!
Mamă, termină! E atât de jenant! Hai să te îmbrăcăm cu geaca asta! Mult mai bine! Pare că ți-e cald! Și arăți atât de modern! Glumești, nu-i așa? Hai, du-te! Nu mă îmbrac așa! Nu mă poți obliga! Care-i problema? Îmi place jacheta asta! Vezi? Se sortează cu ținuta mea! Pe curând! Măcar ia-ți un fular! Ce rost mai are? Nu mă ascultă niciodată! Mai vedem noi cine are dreptate! Nu-i așa de cald cum mă așteptam! Ce vânt rece! Cui pasă? Arăt bine! A venit toată lumea? Să începem! Nu mă simt prea bine! Achiu! Cheryl, ești bolnavă? Pleacă de aici! Speram să-mi spuneți asta! Îmi strâng lucrurile și plec acasă! Nu vreau microbi la mine în clasă! Poate că mama avea dreptate! Alarmă falsă! O să-mi bag cărțile în dulăpior și o să plec! Achiu! Of, acum trebuie să-mi curăț dulăpiorul! O să mă ocup de treaba asta în altă zi! Mă bucur să te văd! Arăți grozav! Ah, ce drăguț ești! Vorbesc serios! Chiar te plac, Cheryl? Vai, în sfârșit o să o sărut! Oh? Eu, scârbos! Cât de romantic! O să vomit! Stai departe! Poftim, ia astea! Chris, ce s-a întâmplat? Oh, nu! E groaznic! Ce zi! Mă bucur că am ajuns acasă! Vreau doar să mă bag în pat! De ce a trebuit să mi se întâmple mie asta? Bună, mamă! Te-ai întors deja? Mă simt groaznic! Mănâncă asta, o să te simți mai bine! Vorbești serios? Aș încerca orice! Wow, ce de muci! Cred că mi-a pierit pofta de mâncare! Scuze, mamă! Ți-am zis să-ți iei o geacă! Ți-am spus că-mi pare rău! Nu pot să stau supărată pe tine! Trebuie să te facem bine! Asta o să ne ajute! Nici gând! Nu te apropia de mine cu chestia aia! Calmează-te! Situația nu e așa de rea precum pare! Ai încredere în mine! Știu ce fac! O să pun niște sare în cana asta cu apă fierbinte! Cred că ajunge! O să umplu seringa cu ea! O să te ajute să te simți mult mai bine! Nu te mișca! O să-ți bag soluția asta în nas! O să-ți curețe toți mucii! Wow! Ești genială! Chiar pot să respir! Mersi, mamă! Unde pleci? N-am nevoie de jacheta asta! Chris! Chris! Nu mai am muci! Incredibil! Oare de ce mă mai chinui? Fiți atenți, elevi! Vreau să rezolvați exercițiul ăsta! E dificil! Chiar e! Știam că ar fi trebuit să învăț mai mult! Habar n-am nimic! Nu, nu merge! Hei! Lasă-mă în pace! Oh, nu! Pixul meu! Hei, Mickey! Ai un pix în plus? Eu l-am ros pe al meu! Ah, stai așa! Poftim! Ok, să începem! Știu că o să iau o notă mică! Oh, glumești! Ce-a fost aia? Pixul meu! Monstrule! Șt! Cum merge treaba? Îmi împrumuți un pix? Aș face orice pentru tine, Ashley! Două la rând? De ce se tot întâmplă asta? Nu pot să cred! Sunt mai puternică decât îmi imaginam! Expiră timpul! Trebuie să mă grăbesc! Nu pot să le folosesc pe astea! Deci, mă ajută cineva? Nici să nu te gândești! Stai! De ce te uiți la mine? Găsește-ți un alt fraier! Știi, nu-i condamn! Scuze, aveți un pix? Nicio problemă, Ashley! Ia-l pe ăsta! Nu! Stai! Ascundeți-vă pixurile! Am ratat ceva? Știi, se pare că mi-am pierdut toate pixurile! Dar am văzut că aveați unul în mână! Habar n-am despre ce vorbești! Ok, trebuie să mă descurc cu mina asta! Of, n-are rost! Nu mai pot privi așa ceva! Știu ce să fac! Am nevoie de mina pixului meu! O să-i fac un pix indestructibil! Am o formă de pix aici! Pun mina înăuntru! Acum trebuie să decorez pixul! O să pun petale de flori în formă! O să arate frumos! Am borcanelul ăsta cu sclipici! O să-l pun în niște rășină epoxidică! Apoi amestec bine! Am grijă să se combine totul! Cred că e gata! Acum pot să torn rășina epoxidică în formă! Trebuie să acopăr florile!
Vreau să umplu forma până sus. Apoi aștept să se întărească. Pot să scot pixul din formă acum? Iese imediat! Wow! Ia uite! O să îl dau lui Ashley. Wow! E pentru mine? Abia aștept să-l testez. Oh, uite-l cum merge. Oh, serios, Ashley? Glumești? Hei, încă e întreg. Ce pix impresionant! O să-l mai verific încă o dată. Da, e rezistent la Ashley. Ce carusel de emoții! Bravo! Mulțumesc! 10 pe linie! Azi e ziua cea mare. Mă relaxez și petrec. Cu ce să mă îmbrac? Să vedem. Asta e drăguță? O alegere excelentă! Trebuie să mă îmbrac. Wow, ce bine arăt! Lipsește ceva. Vreau să mă fac remarcată. Am în minte obiectul perfect. E exact ce-mi trebuie. Cât de palpitant! Wow, uite-te la ea! Sigur o să-i dea un strop de strălucire ținutei mele. Vreau să văd cum arată. Vai, sunt superbă! Cred că sunt gata. Stai puțin! Coronița lui Ashley era tare tristă. Mi-ar fi părut rău de ea dacă nu râdeam cu atâta poftă. Nu mai vreau să port chestia asta. Pe cine păcălesc? Nu am ce căuta la nicio petrecere. O să mă ghemuiesc pe canapia și o să-mi plâng de milă. Nu mai plec niciodată de aici. Ce? Ce se întâmplă? Wow, chiar mă pricep să aterizez acum. Oh, ce-ai pățit, Ashley? Alo? Nu mi se întâmplă niciodată nimic bun. Poftim? Ce se întâmplă? Cine ești? Și cum ai intrat aici? Sunt zâna ta cea bună. Care e problema? Nu e evidentă? Voiam să arăt bine pentru petrecere. Asta e tot? Trebuie să te duci la bal. Adică petrecere? Nu-mi place asta. Fă ceva! Scuze, e o baghetă nouă. Încă mă obișnuiesc cu ea. Să nu mai faci asta. Și acum? E ok. Stai o clipă. Poate dacă... Stai așa. Aia e o baghetă ciudată. Dar cred că pot să folosesc. O să transform coronița asta. Trasez conturul coroniței cu creionul 3D. Ocolesc pietrele prețioase. Vreau să creez un cadru. Ador culoarea asta. Acum schimb culorile. Și completez pietrele prețioase. Mă duc până în margini. Să nu uit nici de nestematele mai mici. Acum pot să scot cu grijă. Fă cunoștință cu noua ta coroniță îmbunătățită. Știu, sunt minunată. Poftim. Vai, m-am emoționat. Îți vine perfect. Stai, ce se întâmplă? O să-ți placă partea asta? Wow, nu cred! Ochelarii ăștia nu se potrivesc cu rochia? Wow, uite-te la mine! Sunt frumoasă! Mulțumesc! Unde a dispărut? N-am apucat să-i spun cât înseamnă asta pentru mine, dar mulțumesc! N-ar strica o zi la spa! Dar de unde bani? Și ce bijuterii am? Îmi aduc aminte când aveam diamante și brățări de aur. Ce s-au schimbat lucrurile? Mie mi se par drăguțe, mama! Ești elegantă mereu! Mulțumesc, scumpa mea! Am plecat! Pa, Grace! Zi frumoasă, mama! Acum e momentul! Pot să dau iama în cutia cu bijuteria mamei! Wow, ia uite! O să arăt ca un model! Ce mai are pe aici? Uite ce cercei! Și ce inele! Wow! În sfârșit am ajuns acasă! Mă simt ca un om mare! Mama s-a și întors acasă? Ups, nu e bine! Hey, Grace, m-am întors! Abia aștept să mă relaxez! Ce mă fac? Le-am amestecat complet! O să mă pedepsească! Hai odată! Nu merge! O să pun totul pe pauză! Perfect! Wow! Hei, ce idee bună! Nu credeam că o să meargă! Mama? Iuhu! Iuh, nu-și dă seama că sunt aici! Stai așa, o să folosesc cartonul ăsta! E fix ce-mi trebuie! O să-mi pun palma deasupra, apoi o să-i trasez conturul! Vreau să obțin forma unei palme! O să arate super! Mama o să fie super impresionată! Ok, primul pas e gata! Acum o să decupez și o să adaug lipici! O să-l pun peste palmă! Trebuie să fie suficient! Pa,
mare de ajuns! Apoi o să lipesc deasupra altă palmă din carton. Apoi trebuie vopsit! Ce portocaliu intens! Îmi place! O să aștept să se usuce! O să-i fac o bază dintr-un cerc de carton. Și așa arată produsul finit! Bate palma! Oh, am uitat de mama! Nu pot aștepta toată ziua! Am lucruri de făcut! Am plecat! Pardon, dă-te la o parte! Ups, era să uit! Mi s-a făcut foame de la atâta treabă! Vreau o gustare și știu exact unde să o găsesc! Nu cred că mama o să se supere! Dă-o încoace! Oricum ești la dietă, mama! Iu, ce obosite sunt! Hai să revenim la normal! Hei, mama! Ce faci aici? Ce ai făcut cu toate colierele mele? Nu intra în panică! Totul e sub control! Ce-i ăla? E pentru bijuteriile mele? Ce idee bună! O să-mi pun inelele aici! Arată super! Așa toate vor fi ordonate! Nu vine să cred că tu l-ai făcut! Ce talentată ești! Da, știu! Așa ai o mână de ajutor! Te-ai prins? Meriți ceva bun! De ce lipsește un colț? Ce ciudat! Mersi, mama! Îmi place ciocolata! E delicioasă! Poftim! Mersi, scumpa mea! Vino încoace! Ce desen reușit! Ce să mai fac acum? O să mă joc cu jucăriile astea! Ia de aici! Îmi plac dinozaurii! Sunt super interesanți! Ar fi animale de companie perfecte! Unde rămăsesem? Ah, da! Oh, Grace! Ce imaginație activă are! Aș vrea să o pot ajuta cumva! Ia să vedem! Ah, i-ar plăcea așa ceva! Dar e prea scump, nu-mi permit! Ce pot face? Stai puțin! Poate dacă îl fac chiar eu... Am nevoie doar de carton! Din fericire, avem destul! O să încep cu cutia asta mare! Am nevoie de o foarfecă! O să tai bucata asta pe diagonală, până în colț! Apoi o să fac la fel în partea opusă! Apoi am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte! O să pun lipici pe margine! Dar nu vreau să pun prea mult! Acum pot lipi bucățile astea! O să fac o gaură fix aici! Am decupat încă o cutie în formă de cap de dinozaur! O să o pun deasupra! Trebuie să le vopsesc! Verdele e culoarea perfectă pentru un dinozaur și e mai rapid dacă folosesc vopsea la spray! Dar n-am terminat încă! O să-i adaug lipici pe cap! Și o să lipesc deasupra bucata asta țepoasă! Arată bine! O să fac la fel pe spatele cutiei! O să adaug lipici de sus până jos! Aici o să-i lipesc coada! Și acum ultimele detalii! Probează-l, scumpa mea! Vai de mine! Sunt dinozaur! Lasă-mă în pace! O să te prind! E înspăimântător! Coloratul e preferatul meu! Mamă, am desenat o mașină! Îmi trebuie mai multe foi! Ah, bine, scumpule! Poftim! O să desenez un soare mov! Îmi trebuie mai multe foi, mamă! Ești așa prolific! Ok! Poftim! S-au terminat toate foile! Scuze, scumpule, nu mai sunt foi pentru desenat! Vai de mine, nu plânge! E totul bine! Știu ce pot face! Îmi trebuie bucata asta de carton! Acum o să fac un desen! Probabil că am moștenit talentul de desen de la mine! Bun, desenele sunt gata! Și acum o să-l laminez cu scoci! Gata! O să le pliez! Hei, scumpule! Ia uite ce am! Vrei să colorezi testoasa asta? Vezi? Uite așa! Dar o poți colora de câte ori vrei tu! Wow! Nu-i așa? Tare! Dăm, dăm! O să colorez căluțul ăsta! Hei! Ăla-i Chris? Wow! E în Italia! Și arată bine! Ar trebui să-mi pun și eu niște poze. Poate să-mi dea like. Trebuie să-mi surprind partea bună. O să arăt atât de drăguț. Ok, să vedem. Poftim? Arăt bine, dar fundalul... Uf, nu pot să le pun pe astea. Ia să încerc dintr-un alt unghi. Nu. Știu! O să dau un telefon rapid. Alo? Selfie-urile mele sunt tragice. Fă ceva! Pe curând!
Ce faci acum? Și acum aștept. Iu, a fost greu. Wow! E gata, dăm banii. Distracție plăcută. E fix ce-mi trebuia. Wow, e perfect. Mereu mi-am dorit să călătoresc. Sunt atât de multe opțiuni. Oh, Pisa! Zâmbește! Arată uimitor! Wow, uite ce de like-uri! Sunt atât de populară! Ce norocoasă e! Vreau și eu să fac asta! Mi-a venit o idee! Pot să folosesc cartonul ăsta! Pot să văd lumea fără să plec din camera mea! E timpul să devin creativă! Mai întâi trebuie să fac o ramă! Apoi să o decupez! O să lipesc rama pe carton! O să o presez ca să mă asigur că s-a fixat! Am decupat o bandă mică din carton și apoi o să pun lipici pe ea! Apoi o să o lipesc pe orizontală pe ramă! Mai lipesc una pe verticală! Arată ca o fereastră! Am făcut și niște obloane! Acum o să o agăț pe perete! Ăsta e locul perfect! Ah, Paris! Aș vrea să merg la munte! Ah, ce zici de Italia? O să fac rapid o poză! Woohoo, arată grozav! Indiferent dacă ești bogat sau sărac, trucurile cu creionul 3D sunt pentru toată lumea! Nu pricep cum lumea poate să bea limonadă care nu e din lămâi proaspăt stoarse! Sunt așa plictisită! Poate că ar trebui să ies! Dar asta înseamnă că îmi trebuie pantofi! Bine! Iuhu! Da, Ava? Îmi trebuie niște pantofi! Nu-i așa de greu! Am ales perechea cea mai strălucitoare! Nu! Ah, ok! Of! Roșu aprins? Nu! Sandale? Sau poate Adidas și ăștia? Nu! Încălțămintea poate fi un accesoriu problematic, măcar îmi place partea de sus! Ok, Ava, asta e ultima pereche pe care o ai! Hai, mă, nici măcar nu plouă! Te rog să nu mă concediezi! Pleacă de aici! Trebuie să rezolv treaba asta! Oare pot să fac eu niște pantofi? Frate, pierd mințile! I-ar purta pe ăștia? Doar ei au mai rămas! Sau... ce ghiveci frumos! Știu! Folosește un creion 3D ca să umpli spațiile goale! Continuă până când îți faci forma dorită! O talpă de pantofi e gata! Acum ia un pahar de hârtie ca ăsta și tai-l pe jumătate! Folosește creionul ca să-l lipești! Dungile astea o să-l țină fixat! Continuă! Și după ce ai terminat, scoate bucata de hârtie! Folosește o panglică pentru a grupa firele alea! Fă o mică fundă elegantă! Drăguț! O să-i placă! Oh, Ava! Ți-am găsit perechea perfectă! Îți place? Serios? Foarte serios! Pe bune! Oh, Doamne, te rog să-ți placă! Nu pot să-mi pierd jobul pentru asta? Ești sigur? Viața mea depinde de momentul ăsta! Calmează-te, o să-i port! Iu! Chiar sunt drăguți! Să sperăm că sunt mărimea mea! Tare! În plus, mai sunt și unicat! Să mă laud cu ei pe Instagram! Dezastrul? Trebuie să fac eu totul pe aici? E timpul să mă spăl pe dinți! Da, pasta de dinți e distractivă! Oh, nu! Uite ce dezastru! Măcar se spală pe dinți! E timpul să rezolv problema asta totuși! O să pun buline de pastă de dinți în copitul ăsta!
Hei, scumpule, folosește pasta asta de dinți mai bine. Wow! E timpul să mă relaxez cu ceaiul meu. Mamă, mamă, uite! Azi e ziua cea mare! Oh, acum halatul meu e murdar. Bine, haide, scumpule. Hai să ne asigurăm că arăți grozav. Ok, hai să mergem la grădiniță. Mamă, plouă! Ok, ce mă fac? Oh, nu plânge, iubitule. Uite, avem umbrelă. Oh, da, a fost lovită de fulger. Vreau să merg la grădiniță. Stai așa, stai așa. Unde-mi sunt șervețelele? Stai puțin, perdeaua de la duș. Asta e soluția. Bun, încep prin a o împături așa. Acum am nevoie de foarfeca mea de nădejde. O să tai vârful perdelei. Ok, acum am bucățile astea pregătite și pot să folosesc în siguranță placa de îndreptat părul. Așa, ar trebui să fie sigilat acum. Ta-da! Ce zici? Îți place noua mea pelerină? Da! Am făcut una și pentru tine. Acum putem merge la grădiniță fără să ne udăm. Umple o seringă cu rășina epoxidică cu sclipici, apoi umple cu ea o matriță cu fluturi. Așteaptă ca rășina epoxidică să se întărească. Îndepărtează fluturii din matriță. Prinde câte un lănțișor de ambele aripi și ai obținut niște cercei care vor atrage toate privirile. Wow, ce bine arată! Cerceii nu trebuie să fie scumpi! Bună, David! Vezi ceva interesant? Ce multe opțiuni sunt! Îmi place ăsta! Wow, ce drăguțe sunt! Dar nu cred că-mi permit nimic. O să plec. Pa! Poate-mi pot crea propriile bijuterii. Am aici tot ce-mi trebuie pentru asta. Ia să vedem. Ah, asta va fi utilă. O să înșir mărgelele pe fir. E mai greu decât credeam. Aproape. Hai odată. Am reușit! Acum o să înnod firul. Oh, o să mai încerc o dată. Îmi place cum a ieșit. E cam mică. Poate o pot trage peste degete? Ok, nu merge. Trebuie să o întind. Nu! Iar s-a rupt? Ce nervant e! M-am săturat. Brățară idiotă. Voiam și eu o bijuterie drăguță. De unde au apărut lămâile astea? Wow, ia uite! Ce multe sunt! Mi-a venit o idee! Dacă-ți plac fructele și bijuteriile, sigur o să-ți placă ideea noastră! Tai o lămâie în felii! Ai grijă la degete! Pune feliile de lămâie pe o tavă de copt și bagă tava în cuptorul cald! Lasă feliile în cuptor până când se usucă! Fix așa! Dar acum nu trebuie să le mănânci! Apoi toarnă niște sticlă lichidă într-un pahar. Cu o frigăruie de lemn înmoaie feliile de lămâie în sticla lichidă. Asigură-te că sunt acoperite complet și scurge lichidul în exces. Bagă o tortiță de cercel prin gaura lăsată de frigăruie. Fă la fel cu celelalte felii. Wow, ce mult îmi plac! Mama natură ar fi mândră de mine! E timpul să câștig niște bani! Aștept clienți! Ce părere ai? Îmi plac foarte mult! Vreau o pereche! Poftim! Bună, Ava! Ce mult îmi plac cerceii tăi! Vrei să facem schimb? Sigur! Poftim! Wow! Ce mult mi-am dorit! Sunt foarte drăguți! Bun, hai să începem prin a pune toate acadelele astea în acest bazin. Acum e timpul să adăugăm rășina epoxidică. Vrem să ne asigurăm că o turnăm peste tot. Cred că ajunge!
Acum să vină bomboanele! Sunt atât de frumoase și colorate! Se presară și ele peste tot și apoi trebuie să așteptăm să se întărească. Tadam! O ramă de fotografii nemaipomenită! Și tu ce părere ai, domnule unicorn? Ei bine, tortule pisicuță, cred că e o idee grozavă! Da! Hai să sărbătorim cu niște pupici de unicorn! Hai să organizăm o petrecere dansantă cu unicorn și torturi pisicuță! Ce-i asta? O să ne arate ceva! E o husă de telefon unică, ediție limitată cu unicorn! Vai de mine! Wow! Acționați acum! Avem un stoc limitat pentru prețul redus de 200 de dolari! Sunați acum! Am nevoie de ea acum! Mama! Ce e? Ce e? Ce s-a întâmplat? Te-ai lovit? Ok, termină! Ce e? Uită-te la TV! Vreau chestia aia! Ha? Glumești? 200 de dolari pentru husa aia de telefon? Nu e așa că e grozavă? Vreau una! Te rog! Bine, scumpă, stai să văd câți bani am! Ura! Abia aștept să am o husă de telefon cu unicorn! Mama e super bogată! Pun pariu că poate să-mi cumpere două! Nu, trei! Ha? Aoleu, scumpă, ai speriat-o pe mami! Așa! Se pare că mami nu prea are bani! Nu pot să iau husa aia de telefon! E prea scumpă! Ha? Ce e chestia aia? S-ar putea să meargă! Bună! Am nevoie de două huse de telefon! Hei! Stai așa, scumpo! Mami are un plan! Bun, am o formă de unicorn și am niște rășină epoxidică! Trebuie să mă asigur că torn suficientă rășină ca să umplu toată forma! Așa, acum trebuie să aștept să se întărească! Stai să-l scot din formă ca să văd cum a ieșit! Foarte frumos! Acum o să lipesc pe husa de telefon lângă ceilalți! Perfect! Cred că o să-i placă la nebunie! Tina, uite ce am pentru tine! O surpriză! Wow! O husă de telefon cu unicorn! E și mai tare ca aia de la TV! O ador! E cea mai tare! Stai! Ce e la TV acum? Husele de telefon sunt demodate! Acum avem căști distractive! Ascultați muzică în timp ce purtați niște urechiușe simpatice! Wow! Fix ca tortul pisicuță! E bine, Robert? Nimic nu se compară cu un masaj bun. Oh, mă sună Justin? Trebuie să-i răspund. Am uitat complet că ne vedem diseară. Hei, Justin! Acum mă pregăteam. Ok, ne vedem. Pa! Trebuie să mă grăbesc. Oh, am bluza plină de fire de păr. Nu pot ieși îmbrăcat așa. Am fire peste tot. Ce nervant! Și-mi place mult ținuta asta. Cred că trebuie să mă schimb. Cât mai repede. Mult mai bine. Ce? Nu mă judecați? E confortabilă. Dar ce fac cu Rover? Nu pot să-l las cu Chris. Stai, știu ce pot face. Am nevoie de niște haine. Astea sunt perfecte. Jacheta mea de piele sau hanoracul plictisitor al lui Chris. Hanoracul plictisitor câștigă. Am nevoie de câteva tricouri de ale lui. O să umplu hanoracul cu tricouri. Sunt suficiente și pot folosi craniul ăsta. O să-l bag în glugă. Parcă ar fi o bonă pentru cățel. Se putea și mai rău. Hei, Robert, vin aici! Vreau să-ți fac cunoștință cu cineva. Tipul ăsta dubios o să aibă grijă de tine cât mă văd cu Justin. Nu-i bai, nu mușcă. La Robert mă refer. Așa, așează-te confortabil. Hei, Justin, ne vedem altă dată? Am o urgență. Chris și-a rupt o unghie. Mimi, ești prietena mea cea mai bună. Vreau să te strâng în brațe non-stop. Ce blană moale ai! Stai! Nu, oprește-te! Cred că am înghițit puțin. Sunt ud complet. Nu-i bai, știu că a fost un semn de afecțiune. Dar trebuie să mă schimb. Miros îngrozitor! Nu-mi vine să cred că am pățit asta. Bine, măcar că nu a fost treaba mare. O să mă schimb. Unde-mi sunt hainele? Au dispărut toate. Ce mă fac? Există o singură soluție. Trebuie să mă îmbrac cu hainele lui Mindy. Arăt chiar bine îmbrăcat așa. Mimi, trebuie să mergi la baie iar? Stai puțin, am o idee genială! E gata! Mimi, ți-am construit o toaletă! Hai, așa o să ai parte de intimitate! Ai terminat? Nu uita să te speli pe lăbuțe! Sunt super mândru de tine! Oh, da! Rock! Ce solo de chitară genial, Robert! Ce fericiți par! Ar trebui să facem și noi ceva similar, Mimi. Ce zici? Nu? Nu-ți place muzica? Noi bai, o să ne vină altă idee. Dar orice am face, o să ne distrăm. Mimi, unde pleci?
vreau să fim ca Mindy și Rover. Dar Mimi e mereu distantă. Ce comod stă Rover! Asta e soluția! Mimi are nevoie de un culcuș mai confortabil. Trebuie să fac niște shopping online. Vreau să fie cadoul perfect. Ia să văd ce pot cumpăra. Wow, ia uite! E perfect! Dar e prea scump. Poate dacă apelez la banca mamei? Bună, mami! Ce drăguță ești azi! Oh, mersi, scumpule! Ai putea să-mi dai niște bani de buzunar în plus? Vreo 2000 de dolari în plus? Poftim? Vorbești serios? Ce amuzant! Mersi, Chris! Am râs copios! Serios? Știam eu că e o idee bună! Stai să-mi verific portofelul! 2000 de dolari? Ai nebunit? N-am niciun ban, vezi? Ah, corect! Deci răspunsul e nu? Atunci trebuie să mă gândesc la altceva? Nu știu ce să fac! Stai așa! Cutia în care își ține mama dosarele? E fix ce-mi trebuie! Poate n-are nevoie de ea! Scuze, mama, dar iau eu asta! Îți explic mai târziu! Pa! Să trecem la treabă! Wow! Uneori mă surprind singur! I-am construit o căsuță lui Mimi! Dar lipsește ceva! Mult mai bine! Wow! Arată extraordinar! Hei, Mimi, ia uite! Wow, ce rapid e mișcat! Asta înseamnă că-ți place? Pari super fericită! Te iubesc! Vai! Ce-a explodat aici? Se pare că asta e o treabă pentru o super mamă! O să curăț luna locul ăsta imediat! Scute ce murdare, a? Pe curând! Nu se pune nimeni cu mămică isteață! Vai, îți plăceau chestiile astea? E timpul să se bucure altcineva de ele! Un pic cam dulce pentru gustul meu! Oh! Creionul meu! Ce ți-am făcut? Începe acum procesul de ascuțire! Ia uite ce chestie interesantă! E ca un mic arc! Mami, ia uite! E foarte interesant! Stai! Am multe creioane! O să fie grozav! Uită-te la ele! Fiecare culoare a curcubeului e aici! Iar eu sunt pregătită pentru și mai multe creioane! Of! Mami? Nu mai ai creioane, scumpo? Stai puțin! Soluția se află chiar în fața ochilor noștri! O să pun luminițele astea în cutie! Frumoase, nu-i așa? Acum pune folie de plastic pe deasupra! Apoi înfășoară-o bine pe margini! Vezi cum am făcut asta? Și acum adevărata magie! Toarnă zahărul pe toată suprafața! Continuă până când arată așa! Apoi stinge lumina din cameră! Folosește-ți degetele ca să faci modele interesante! Scumpo, haide! Ce? Wow, e super cool! Poți să desenezi orice vrei! Atunci o să-mi desenez animaluțul preferat! Mă gândeam eu că o să-ți placă asta! O să-ți placă la nebunie chestia asta! Ia un cerc din lut modelator și pune peste el două catere de prăjituri în formă de inimă. Apasă ușor formele. Îndepărtează cu grijă lutul rămas. Apoi pune deoparte formele. Umple cercul inimii cu rășină epoxidică. E mai ușor dacă folosești o seringă. Așteaptă să se usuce rășina. Apoi presară niște ștrasuri. Apoi pune deasupra o altă inimă. Colierul ăsta e superb! Wow, ia uite! E uimitor! Zana mi-a luat toată tema! Poftim? E încă în pat? Dar uite cât e ceasul! E 7:30! A dormit prea mult! Tina? Tina, scumpo, trebuie să te trezești! O să întârzi! Încă 5 minute! Bun, așa deci! Tina, dă-te jos din pat! Wow, mama știe să cânte rock! Of, de ce e atât de multă călăcie? Ha? Cine e acolo? Bună dimineața, scumpo! E timpul să te trezești! Poftim? De ce?
De ce? Scumpo, uită-te la ceas! E 7:30! Orarul e foarte clar! Trebuie să te trezești la 7! Ah, da, orarul și școala și alte chestii. Exact, toate chestiile alea. Acum, haide, trebuie să te îmbraci. Ah, mamă, termină! Pot să mă îmbrac singură? Nu sunt bebeluș! Oh, ce frumoasă ești! Ca o mică prințesă! Îmi plac hainele astea! Mersi, mama! Vai, părul ăla! Trebuie să facem ceva în legătură cu el chiar acum! Nu te mișca! Nu! Mamă, pleacă de aici cu perile alea rele și fioroase! Îmi rănesc capul! Trebuie să facem ceva cu părul tău! Stai puțin! Poate chiar pot să fac ceva ca să-ți îmblânzesc părul! Mi-a venit o idee! Mama se întoarce imediat! Ok, am formele astea pentru agrafe. E timpul să adaug niște bombonele. O să le umplu cu bombonelele și acum cu rășina. O să folosesc rășina epoxidică transparentă ca să se vadă bine culorile bombonelelor. Vreau să mă asigur că toate bomboanele sunt acoperite complet și că formele sunt umplute până sus cu rășină. Așa, sunt gata. Trebuie să pun clapele și să le las să se întărească. Pot fi scoase din forme. Au ieșit atât de drăguți. Scumpo, uite ce poți să-ți pui în păr. Agrafe cu bomboane. Sunt făcute din bombonelele mele? Wow, le ador! Sigur că da. Ține-le tu în timp ce-ți periezi părul ca să ți le pot prinde. Acum hai să folosim o agrafă. Una pe partea asta și apoi alta și pe partea cealaltă. Ura! Am bomboane în păr! Ce cool! Mersi, mamă! Normal! Și ești atât de frumușică! Oh, nu! Trebuie să te duc la școală! Haide, grăbește-te! Gata, dulceață! Hai să vedem noua ta cameră de joacă! E șmecheră, nu-i așa? Wow! Sunt multe aici! Uf! Ce de zone periculoase sunt aici! Nu! Scumpo, stai aici! Acum nu te mișca! Tati trebuie să facă locul să fie mai sigur! E timpul să securizăm camera asta! Trebuie să acopăr toate colțurile astea scuțite! Un pic de bandă adezivă poate face minuni! Ok, se pare că e totul sigur acum! A fost mult de muncă! Ok, scumpo, ești pregătită de joacă? Nu te mișca? Era cât pe ce? Mai am ceva de lipit? O să pun o bandă aici pe podea. Și acum pot să presez covorul pe ea. Gata! Asta o să-l țină pe loc. Ok! Distracție plăcută! Ura! Camera de joacă! Bună, prințeso! E așa de dulce! O să o păstrez pentru mai târziu! Mi-e foame! Tata, vreau o gustare! Bine, poftim! Ok, am terminat cu asta acum! Ciocolata asta e bună! Da, acadeaua mea! Iu, e scârboasă! Acadeaua mea e distrusă! Doamne! Stai liniștită! Poftim una nouă! Cred că mi-a venit o idee genială! Se potrivește perfect! Uite, poftim o nouă acadea! Ține, poți să o iei tu pe asta? O să o păstrez pe asta pentru mai târziu. Mă duc să mă joc cu mingea mea de plajă. Arta e spectaculoasă, nu-i așa? Să ne uităm mai cu atenție. Wow, câte obiecte de artă! Nu mă așteptam. Să continuăm. Ce avem noi aici? Un mic boost. Știi ceva? M-a inspirat. E timpul să trec la treabă. Cutiuța mea de mulaje gata. Toarnă mâzga! Vai de mine, ce udă e! Trebuie să-mi țin ochii închiși! Stai! Să punem clipul pe pauză! Am nevoie de niște gustări înainte să continui! Chipsurile astea cred că merg! Da! Clar o să rup nivelul ăsta! E loc și pentru mine aici? Uite un scaun liber! O să mă strecor aici! În sfârșit! Mi-a luat o grămadă să ajung aici! Dar acum totul e pregătit, așa că e timpul să încep!
Mă întind nițel și sunt gata să trec la treabă. Mult mai bine. Furie! O să trec de temnița asta și sigur o să scot un timp record. Ce? Crezi că mă pot asalta toate NPC-urile alea? Nu prea. Mori! Au! Ce naiba? Ce se întâmplă? Hai, frate, iar n-am scos timpul record. Poftim? Dar statura mea? Ce-a pățit? Tastele mele au ajuns peste tot. Am distrus-o. Uf, uită-te la litera W. Gata, să scăpăm de ea. Trebuie să fac ceva diferit ca să rezolv problema asta. Și acum e timpul să pun niște rășină epoxidică. Nu vreau să le umplu prea mult. Asta ne-ar cauza probleme. Gata, le-am umplut pe toate și acum s-au întărit. Acum pot să le scot. Ia uite ce drăguță e asta. Acum pot să le pun pe tastatura mea înlocuind tastele lipsă. Bun, îmi place tastatura mea nouă și simpatică. E timpul să mă întorc la cursa mea rapidă. Trebuie să mă întind, nițel. Furie! Haide, poți să faci mai tare, mai repede. Stai! Am reușit! Am bătut recordul! Tastatura mea norocoasă era cheia succesului! Hei, tare! Bravo! Un rând de aplauze! Ceaiul ăsta e atât de bun! Îl ador! Ce naiba! Ar cam trebui să-mi încep ziua! Efectiv, și-a lăsat cana acolo! Nu a văzut că a curat? Stai! O urmă pe masă? Nu! Poate dacă frec intens, o să reușesc să o șterg! Stai! Are o altă cană acum? Și pe asta a lăsat-o acolo! Și cu o altă urmă? Ce bun e! Și ador ceșcuța asta cu rachetă! Serios? O urmăresc prin toată casa! Stai! Iar? Cum poate Sunny să bea atât de mult din atât de multe căni? Și le lasă peste tot pe unde trece, pe orice suprafață! Sunt epuizată! Am făcut curat non-stop! Poate a mai rămas ceva de băut în ea? O felie de portocală? Stai să o pun pe niște plastic și să-mi iau pistolul de lipit. O să desenez un cerc în jurul feliei cu lipiciul cald. Nu trebuie să fie perfect, pentru că nici fructul nu e perfect. Dar vreau să mă asigur că e suficient de gros. Încă puțin ca să mai înalț marginea asta. Și gata! Acum hai să condimentăm puțin treaba. O să pun niște sclipici auriu. Nu trebuie să fie mult, nu vreau să devină prea încărcat. Și acum e timpul să adaug rășina epoxidică. O să o torn. Trebuie să mă asigur că acopăr și felia de portocală. Și marginea din lipici păstrează rășina la locul ei. După ce s-a întărit, pot să scot obiectul din formă. Ce frumos e! Dar nu e gata, stai să-i pictez marginile. O să folosesc vopseaua saurie și sclipitoare. Așa, suportul meu de căn e în sfârșit gata. Stai așa! Ai grijă să-ți pui cana pe un astfel de suport. Da, eu l-am făcut și o să ne ajute să ne protejăm mobila. Bun, acum că am terminat, aș ronțăi ceva. Stai puțin! Ce naiba? De unde au apărut toate paharele astea? Stai! Nu mai fugi de mine! Te-am prins! Ai fugit destul! E timpul pentru baie și o să o faci! Hiu! Acum, să trecem la frecat! Poftim? A dispărut! Cum te-a fugit iar? A evadat! Da! Îmi ador monștrii! Sunt cei mai tari! Ce crezi că faci? Haide! Hiu! Nu vreau să fac baie! Urăsc băile! Ești cea mai mare răutate! Bine, atunci sunt o răutate. Dar tu o să fii spălată! Nu mă poți prinde! Fără frecat! Doamne, mă nebunești! Ura! Rățușca noată bine! E cea mai tare! Îi plac rățuștele ei de cauciuc. Bun, cred că pot întoarce asta în favoarea mea. Am nevoie de paharul ăsta înalt. Și apoi o să-l umplu cu niște rășină epoxidică transparentă. Ia uite ce de bule ies la suprafață. Încă puțin. Ok, cred că ajunge. Și acum o să adaug un pic de culoare în rășină. Câteva picături sunt suficiente. Iar acum pot să le amestec. Trebuie să amestec mult pentru că rășina epoxidică e foarte densă. Ok, am amestecat destul. Acum stai să aduc rățușca din cauciuc. Bun, rățușco, e timpul să faci un duș cu rășina epoxidică. Vreau să o torn pe toată rățușca și să mă asigur că e acoperită bine. E atât de groasă! După ce a fost turnată, trebuie să se întărească. Da, e gata! Ta-da! Ce zici, scumpă? Wow! Vai de mine, nu e deloc atentă! Acum e șansa mea să o frec bine! Nu pot să cred că funcționează treaba asta! Fie așa frig! Am adormit iar pe canapea? Vai! Salutare, păr încălcit! Uite-mi pieptănul! Și o grămadă de alte mizerii!
Scârbos! Chestia asta e plină de pânză de păianjen. Dar cred că e mai bine decât nimic. Chestia asta nu merge cum o făcea înainte. De ce sunt nodurile astea așa de rele? Au! Nodul ăsta e imens! Oh, e ridicol! Ieși de aici! Haide! Ah! Aoleu! Ăsta era cândva în capul meu! Cum de mi-a făcut amărâtul ăsta așa ceva? Mă rog, trebuie să mă descurc cu ghearele mele. Sau nu? Mai e altceva util pe aici? Oare spatula aia? Normal! Folosește creionul 3D ca să faci perii. Ar putea dura nițel, dar rezultatul merită din plin. Poți face perii cât de lungi sau scurți vrei. Continuă până când acoperi toată spatula. E timpul să-i tundem. La jumătate ar trebui să fie ok. Așa, ți-ai tras o perie. Încălciturile mele n-au nicio șansă. Părul meu o să fie super mătăsos. Și n-am cheltuit niciun leu. Cât de grozav arată acum părul meu. Să fii creativ e grozav. Și epuizant. Ok, elev, cine crede că poate să rezolve aceste exerciții? Eu! Poate, Sunny? Da! Speram să mă alegeți pe mine! Oh, ce sus sunt! Poftim, Creta! Poți începe! Nu o să vă dezamăgesc! Mă bucur să aud asta! Merge bine! Bravo! Am terminat! Ce sunt alea? Doamna profesoară? E o glumă? Adică, sigur e? Nu există o altă explicație? Deci, cum am descurcat? Stai să mă uit. Adică, e interesant. Nu știu ce să zic despre ăsta. Credeam că răspunsul e 4. Și ăsta? Ce e cu el? E numărul 5. Da, nu sunt sigură de treaba asta. Cum pot să rezolv problema? Știu! Mai întâi am nevoie de o bucată lungă de carton. Apoi o să desenez numere pe ea. Uite așa! Acum o să le decupez. O să decorez cu mărgeluțele astea. O să fie colorate. E fix ce-mi trebuia. E un fel de șablon pentru numere. Wow, super! Ce idee grozavă! Poftim! Încearcă! O să pun cartonul pe tablă. Și apoi o să folosesc șabloanele ca să desenez numerele. E mult mai simplu așa. Aș fi vrut să am chestia asta mai devreme. Știam eu că o să meargă. Am terminat! Bravo, Sunny! Meriți un 10 cu felicitări! Sunt mândră de tine! Wow! Serios? Wow! Nu e corect! Mamă? Ce e? Ia uite! Mi-l iei? Te rog! Da, sigur! Wow! Nu vine să cred! Asta e pentru tine! Wow! Mersi, mamă! Oh! Ce-i ăsta? Un glob cu zăpadă? Ce să fac cu ăsta? Poftim? Nu-ți place? Îl voiam pe ăsta! De ce mi-ar face mama așa ceva? Nu mă dau bătută! Trebuie doar să fiu puțin mai convingătoare! Totul ține de perseverență! Trebuie să mănânc mai multe fibre! Te pot ajuta cu ceva? O să ai nevoie de asta! Și eu am nevoie de ăsta! Glumești? Bine, aș face orice pentru o viață liniștită. Wow, magazinul ăsta de jucării e grozav. Trebuie să mă comport cu profesionalism. Căutăm acest dozator. Fica mea vorbește non-stop despre el. Spune-mi că l-ai, te rog. Da, sigur, e chiar acolo. Serios? Wow, și e la reducere. Azi e ziua mea norocoasă. Stai. Nu se poate. Ce s-a întâmplat? Jucăria? Se pare că s-a epuizat stocul. Dacă nu ești pe fază, pierzi. Mai mult noroc data viitoare. Nu, nu înțelegi. Am nevoie de dozator. Trebuie să găsesc o soluție. Poate merge să folosesc cartonul ăla. Cred că știu ce să fac. O să asamblez niște bucăți de carton așa. Vreau să construiesc o cutie. Bomboana o să iasă prin gaura asta.
Acum o să pun niște dibluri din lemn pe laterale. Tai și lipesc straturi de carton. O să bag un diblu din lemn prin partea de sus. Apoi o să pun elastice din cauciuc pe fiecare parte a diblului. Apoi pot să bag piesa în cutie. O să stea pe zona cu gaura. O să trag elasticele din cauciuc peste diblurile verticale și pe partea cealaltă. E timpul să pun bomboana! Când împing cartonul, bomboana cade prin gaură. Apoi trebuie să mă ocup de secțiunea de deasupra. Trebuie să stea în unghi. Acum pot să fixez panoul frontal. O să așez cubul ăsta din sticlă deasupra cutiei. Apoi pun un capac. Îl umplu cu bomboane. Astea sunt preferatele lui Sunny. O să-i fac și o față. Vreau să fie haios. Merge! Ce zici, Sunny? Wow! E un dosator de bomboane și gume! Apasă-i nasul și vezi ce se întâmplă! Oh, place! Mai vreau! Lasă-mi și mie câteva! Nu promi nimic! Mamă? Ce mai e acum? Ia uite! Îl vreau! Dar, de ce mă mai chinui? Entuziasmată? Așteptai momentul ăsta de săptămâni întregi! Sper să vedem niște rechini! Să mergem! Sper că ți-ai adus niște ochelari! Închis! Cum de n-am știut asta? O să mergem în altă zi, scumpo! Oh, uneori lucrurile nu sunt corecte. Dar asta e viața, nu-i așa? Ce putem face? Dăm să văd chestia aia. Dacă prind chestiile astea aici, se transformă în ceva tare interesant. Wow! E propria noastră caracatiță de casă. O ador! Înnoată pe sub apă, vezi? Imaginația e o chestie puternică și la fel sunt și mamele.